Consiliul Județean Prahova așteaptă ultimele avize favorabile care trebuie să vină de la Guvernul României, astfel încât să poată fi anunțați câștigătorii licitațiilor în ceea ce privește centura ocolitoare a orașului Comarnic. În acest moment, documentațiile tehnico-economice aprobate au fost avizate și în Comitetul Interministerial și sperăm ca în prima ședință de guvern, dacă nu în proxima, să fie aprobat indicatorii tehnico-economici prin hotărâre de guvern. Ulterior aprobării indicatorilor economici prin hotărâre de guvern, sperăm ca în maxim 2-3 săptămâni să finalizăm și noi analiza în vederea atribuirii câștigătorului pe centura Comarnicului, care este într-o fază mai înaintată, întrucât a fost începută mai anterior procedura. În ceea ce privește centura Azuga-Bușteni, conducerea executivului județean speră să anunțe câștigătorul în maximum 2 luni. Sperăm ca în maxim 2 luni de zile să finalizăm și procedura de atribuire pe Azuga-Bușteni. După ce vor fi finalizați și acești pași legali și vor fi desemnați câștigătorii licitației, conducerea Consiliului Județean Prahova susține că va grăbi termenul de implementare al proiectelor. După cum a spus și domnul președinte Ilvian Dumitrescu, termenul din contract și din documentație nu o să aibă nici o legătură cu termenul care va fi pus la dispoziție de către autorități. După ce se va semna, chiar dacă termenul stipulat în contract, să presupunem că este 18 luni, noi vom sta la masă cu constructorul și vom încerca să facem și noi un exemplu de bună practică și să se finalizeze o lucrare de interes major atât pentru județul Prahova cât și pentru și de interes național, să se finalizeze într-un timp cât mai scurt să fie. Centurile ocolitoare de pe Valea Prahovei vor fi realizate cu sprijinul Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. În ceea ce privește variantele ocolitoare ale localităților Mizil și Păulești, vor fi realizate cu fonduri atât de la bugetul Consiliului Județean, cât și de la Ministerul Dezvoltării prin Programul Național Anghel Salini.